Bună ziua și bine ați venit! Eu sunt Elena Coman și este privilegiul meu să fiu prima care vă spune bine ați venit la Festivalul Digital Predau Viitor. Ne așteaptă 5 zile foarte intense, cu 50 de vorbitori și 22 de sesiuni pe care abia aștept să le descoperiți. Poate unii dintre dumneavoastră ne știu, poate alții ne cunosc acum pentru prima oară. Noi suntem Asociația TechSoup. Când vă gândiți la noi, trebuie să vă gândiți la două lucruri. Programe de suport pentru organizații non-profit și programe de dezvoltare profesională pentru învățători, profesori și viitori învățători, toate unite de pasiunea noastră pentru tehnologie, resurse pentru tehnologie, pedagogie digitală, competențe digitale și STEAM. Festivalul este prima noastră conferință online, pe care internațională, despre pedagogie digitală, STEAM și cetățenie digitală pe care o facem. Am vrut încă de la început să o facem online, fiindcă altfel ar fi fost imposibil să ne întâlnim și să fim împreună în această formulă. Sunt înregistrați la festival peste 5400 de profesori, învățători, viitori învățători, atât din România cât și din Republica Moldova, din localități mici și din orașe mari, din școli cu zeci de elevi și din colegii naționale cu mii de elevi. Și am decis să facem festivalul din mai multe motive. Primul a fost că simțeam nevoia să revizităm, după ultimii doi ani, rolul pe care îl are tehnologia la clasă și să ne reconectăm cu o discuție serioasă despre asta. Altul a fost că în ultimii ani am cunoscut mulți profesori și pedagogi excepționali care sunt gata să-și deschidă clasele și experiența pentru colegi. Cei care ne știu, știu că suntem foarte organizați și că întotdeauna cursurile noastre pornesc cu niște obiective de învățare foarte clare, la fel este și în cazul festivalului. Când ne-am propus să facem festivalul, ne-am gândit să vă propunem trei obiective foarte importante. Să construim sesiuni care să vă spună: a, nu știam asta, sau a, până acum nu am avut ocazia să reflectez la acest lucru. O să găsiți în general cam primele sesiuni ale zilei structurate sub acest obiectiv. Multe dintre sesiuni sunt prezentate sub numele de idei de activități la clasă. Ne-am dorit să vă aducem de la alți colegi profesori cât mai multe idei de activități la clasă pe care le puteți implementa imediat, indiferent de contextul în care le vă aflați și resursele la care aveți acces. Și alte sesiuni, în general sesiunile care încep cu cum să, sunt menite să vă deschidă noi perspective de dezvoltare profesională, de activități la școală, făcute nu doar de noi, ci și de alte organizații neguvernamentale și de alți profesori, căci noi nu credem că nu doar noi deținem toate răspunsurile în educație. Ca să ne îndeplinim cu toții aceste obiective, este nevoie evident și de munca dumneavoastră alături de a noastră. Este exact ca în clasă, de fiecare dată când vine vorba de un conținut mai nou sau mai greu, e și parte din responsabilitatea elevilor să putem să ducem activitatea respectivă până la capăt. Înainte de a vă prezenta partenerii și echipa grozavă în care facem acest festival, aș vrea doar să vă spun să setăm puțin tel așteptările, că fiind prima ediție a festivalului, cel mai probabil nu va fi perfect. Așa că îndrăznesc la un mesaj de îngăduință, atât al dumneavoastră pentru noi, cât și al nostru pentru noi. Este foarte greu, dacă vă aduceți aminte, când încerci să faci în clasă prima oară o lecție foarte interactivă sau un conținut care este mai greu de descurcat, și de cele mai multe ori iese mult mai bine abia a doua și a treia oară. Cam așa este și în cazul festivalului. El și noi am pornit în el cu ideea că încă de la început că va avea foarte multe limitări și am acceptat acest lucru. Dar ce este important și ce ne place să spunem este că chiar dacă nu va răspunde perfect tuturor așteptărilor noastre, nici ale dumneavoastră și cu siguranță nici ale noastre, e important că l-am început și că pornim această ocazie senzațională de conectare profesională. Am promit că vorbesc puțin, dar nu pot să închei acest bine ați venit fără să vă mulțumesc dumneavoastră care v-ați luat timp din vacanță să vă conectați profesional astăzi alături de noi, fără să le mulțumesc partenerilor festivalului, Romanian American Foundation și Enel România, fără să mulțumesc colegilor de la Event Mix Live, platforma tehnică senzațională care ne găzduiește astăzi și care sunt o companie românească la început de drum, pornit din Cluj, și fără să mulțumesc și să vă prezint echipa
noastră senzațională în formula în care ne vom afla astăzi. Colegele mele, Ana, Adela și Roxana, se vor afla alături de dumneavoastră pe tot parcursul sesiunilor, iar colegele noastre, Gabriela și Natalia, pe care le salutăm virtual, se află deja alături de dumneavoastră în chat cu informații și detalii administrative și gata de care să vă ajute să navigați puțin festivalul. Până atunci, până mă pornim, avem un program intens de care trebuie să ne ținem la virgulă, așa că mă grăbesc să îi dau cuvântul colegei mele, Ana, care să ne dea câteva detalii administrative despre o experiență senzațională de festival. Bine ați venit! Ana! Mulțumesc, Elena! O să dau share screen acum. În primul rând, un bun venit călduros și din partea mea, Anasta Matescu, parte din echipa Asociației TechSoup. Într-adevăr, Elena, cum avem un program foarte intens, voi trece acum prin câteva aspecte bine de știut pe parcursul întregului festival. În cadrul festivalului puteți participa la orice sesiune publică din program. Dar atenție! Există multe sesiuni care se vor desfășura în paralel pe două sau chiar trei scene virtuale. Nu vă faceți griji, totuși, veți putea accesa ulterior, chiar pe platforma aceasta, EventMix, înregistrările și prezentările tuturor sesiunilor din festival, astfel încât să nu pierdeți nimic. Cum toate sesiunile sunt organizate sub formă de webinar, puteți și vă invităm să contribuiți în chatul sesiunii cu întrebări și reflexii. Vom prelua din aceste întrebări și pe parcursul sesiunii, când timpul sau scenariul sesiunii permite acest lucru. Spre deosebire de sesiunile de conținut, în program există și momente de socializare, networking. În cadrul acestor momente puteți lua loc la o masă virtuală, chiar cu camera și microfonul pornite, pentru a vorbi direct cu alți colegi din cadrul festivalului. Dacă s-au ocupat toate cele 15 locuri disponibile la o masă, puteți alege doar să vizualizați conversația fără cameră și microfon sau să găsiți altă masă la care mai sunt locuri. Atât în zonele de chat ale sesiunilor, cât și în spațiile de socializare, vă invit să respectăm cu toții câteva valori comune. Ascultăm toate părerile și înțelegem că putem să nu fim de acord pe orice subiect, dar ne tratăm cu respect, politețe, asertivitate și mai ales energie bună ca între colegi și egali. Dorim ca festivalul să fie o experiență grozavă pentru toți. În urma festivalului, toți participanții vor primi diplome onorifice de participare, care vor fi emise și transmise automat după eveniment prin platforma EventMix. Acestea au fost doar câteva din aspectele bine de știut pentru festival. Vă invit să le descoperiți și pe restul în padletul festivalului, pe care îl vor pune și colegele mele acum pe chat. Padlet de citit și revizuit în tihnă la începutul sau sfârșitul unei zile de festival. Atât din partea mea deocamdată, îi voi da acum cuvântul colegei mele, Adela. Mulțumesc, Ana! Bun găsit tuturor celor care ne urmăriți și din partea mea. Eu sunt Adela Beca, parte din echipa Asociației TechSoup și mă bucur tare mult că sunteți aici, că suntem împreună astăzi și timp de o săptămână. Noi ne-am tot gândit cum am putea să susținem învățarea timp de 5 zile, jonglând printre scene virtuale, sesiuni diverse și socializare. Ei bine, cum vă propunem să facem asta? Folosim pe de-o parte tehnologia și invitația la reflecții despre ceea ce vedeți și ceea ce ascultați în fiecare zi. Am pregătit pentru voi două spații virtuale create cu Padlet, la care aveți acces pe durata festivalului. Colegele mele au pus deja în chat și vor mai pune pe durata acestei sesiuni și în sesiunile următoare link-urile în chat. Sunt cele trimise și în e-mail-urile de reminder de ieri. Avem așadar un Padlet general cu toate informațiile, programul, tot ce e bine de știut despre festival, resursele, prezentările disponibile după sesiuni. Acest Padlet îl puteți vizualiza și puteți descărca resursele de acolo.
Vă recomand să nu ratați nici coloana cu resurse de la noi, de la Asociația Texu, podcastul nostru, canalul de YouTube și avem și o coloană cu muzică de festival, căci nu se poate să fie festival fără muzică. Bun, al doilea Padlet vine cu două provocări, mai exact sunt invitații la reflecție, care să vă ajute să așezați mai bine învățarea după fiecare sesiune și la final de zi. Sincer, sperăm să vă și bucure partea asta, o să vedeți acolo în Padlet ce am pregătit. Vă povestesc puțin despre provocări. În prima provocare vă invităm să scrieți reflecțiile voastre în trei pași, 3, 2, 1, trei lucruri noi pe care le-ați aflat de la vorbitori, două lucruri interesante pe care le-ați povesti unui coleg sau unei colege și un lucru pe care vă propuneți să îl duceți la clasa voastră. Deci 3, 2, 1. A doua provocare este pentru finalul de zi. Indiferent la câte sesiuni ați participat, rezumați într-un singur cuvânt ziua voastră în festival. Faceți o poză a acelui cuvânt și încărcați-o în dreptul zilei în care suntem. De exemplu, la finalul zilei de astăzi, postați în coloana cu 24 octombrie, o să vedeți acolo și un exemplu de la mine realizat ieri, dar sigur, sigur veți găsi și alte idei mult mai creative. Nu uitați, două padleturi, unul general pentru vizualizare și descărcare de resurse, celălalt spațiu de reflecție unde scrieți voi legat de provocări. Păstrați-le la îndemână, căci vă vor fi de folos pe durata festivalului. Și pentru că ne apropiem de următoarele momente din festival, ia să vedem ce avem pregătit pentru voi. Imediat aici, nu trebuie să vă mutați în altă parte, căci rămâneți pe scena 1. Vă veți reîntâlni cu colega mea, Elena, într-o discuție cu Vasilica Bob despre crearea de produse. Verificați apoi programul, căci de la 11:30 avem trei sesiuni în paralel pe toate cele trei scene virtuale. Ne vedem apoi de la 12:45 în zonele de networking. Dacă nu vă întâlniți cu noi, vor fi acolo și ambasadori Texu pentru educație. Iar de la 13:30 ne întâlnim cu Ana și idei creative cu Scratch de la invitatele ei. Vom încheia ziua cu socializare la mesele de networking, cine mai poate și cine mai dorește. Iar acum să vedem cu ce intenții pornim la drum în acest festival și să trec către colega mea, Roxana. Bună ziua și de la mine, eu sunt Roxana și mă bucur năspus să petrecem această ultimă săptămână de octombrie împreună. Acum că avem această imagine de ansamblu asupra festivalului digital, vă invităm să vă luați un moment, să respirați adânc și să vă gândiți eu, pentru mine, cu ce intenție particip la acest eveniment de învățare. Și suntem tare curioase să împărtășiți cu noi în Menti. Linkurile sunt deja în chat puse de colegele noastre, fie linkul direct către prezentare sau mergeți pe menti.com și introduceți codul de pe ecran. Iar aici în Menti vedem că pornim la drum cu foarte multe intenții frumoase de perfecționare, de a câștiga abilități noi, de a învăța lucruri noi, de a descoperi mai multe despre pedagogia digitală cu multă curiozitate, cu multă inspirație și căutare de inspirație, cu dorința de dezvoltare profesională și personală, cu multă bucurie vedem aici și cu dorința de a atrage elevii cât mai mult către STEAM. Nouă ne face plăcere să vedem aceste intenții foarte frumoase și pornim la drum cu ele în bagaj, așa că să începem și pentru asta dau din nou cuvântul colegei mele, Elena, care o să și deschidă prima sesiune. Mulțumesc mult, Roxana. Pornesc doar până a face remarca că este incredibil cum ne-am încadrat în timp. Sunt profund încântată de acest lucru. Ok, și cu această ocazie, până când veți avea voi ocazia să
ieșiți din sesiune, o să-i spun bine a venit și invitatei noastre, Vasilica, care așteaptă acolo imediat după noi. Și o să pornesc imediat. Și o mică introducere. Pam, 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 pam. Bun. Minunat. Grozav. Vă spun din nou bună ziua și bine ați venit la prima noastră sesiune de astăzi despre cum creștem viitor creatori de tehnologie și despre ce competențe creștem în elevii noștri ca viitor creatori de tehnologie. Suntem în prima zi, prima sesiune de festival. Pentru cei care tocmai s-au alăturat, festivalul este un maraton educațional de 5 zile pentru profesori din România și Republica Moldova despre pedagogie digitală, STEAM și cetățenie digitală creat de noi Asociația TechSoup. Eu din nou sunt Elena Coman, sunt gazda acestei sesiuni. Alături de mine în chat se va afla colega mea Natalia, care ne va ajuta să colectăm întrebările dumneavoastră. Vă invit să adresați întrebări oricând vi se pare că le aveți, oricând vi se pare că au sens în conversație. Eu o să încerc să le introduc acolo unde se potrivește cel mai bine. S-ar putea să fie către sfârșitul sesiunii, s-ar putea să fie și pe parcurs. Vom vedea. Înainte de orice, Natalia va pune din nou o scurtă reamintire a lucrurilor de știut despre festival și a recomandărilor noastre pentru o experiență grozavă a festivalului. Nu uitați că toate aceste lucruri se află și în Padlet-ul festivalului, pe care îl vom descurca imediat și vom vedea exact cum să ajungă la dumneavoastră. Discuția de astăzi ar putea să fie puțin mai relevantă pentru profesori de informatică și TIC de gimnaziu și liceu, dar asta nu înseamnă că nu poate fi un moment de reflecție pentru orice educator sau viitor educator. Dacă ne știți deja podcastul educațional Sinapse, discuția pe care vă invit să o urmăriți poate fi mai degrabă văzută din acest unghi de podcast video. Este un soi de discuție în care privim puțin din alt lunghi subiecte care țin de școală și informatică. Și am creat această sesiune ca să răspundem la acel obiectiv de care vorbeam puțin mai devreme, la obiectivul care ne face să spunem: a, nu știam despre asta, sau a, nu am avut ocazia până acum să mă gândesc la acest lucru. Deci să ne așteptăm la multe lucruri noi, poate chiar și multe cuvinte noi și multe concepte noi, și să ne așteptăm să trebuiască să așteptăm puțin, să fie necesară puțină răbdare până totul se leagă ca sens. Vă promit că totul se leagă, dar s-ar putea, de exemplu, să nu înțelege nici măcar, să nu se lege pe parcursul acestei sesiuni, ci să se lege puțin mai târziu, poate după următoarea sesiune în care colega mea Adela vă așteaptă să vă prezinte metoda de product development pe care noi am dezvoltat-o și pilotarea ei. Noi vorbim foarte mult la TechSoup de dezvoltare de produse, de product development, cum îi spunem noi, ca principiu și ca metodă care poate completa și dezvolta ceea ce facem la informatică și TIC. Acum, la nivel mai macro, vă invit să priviți puțin, totul pornește de la credința noastră că dacă ar exista mai multe companii și organizații care dezvoltă produse cu și despre tehnologie, ajutate de tehnologie, asta ar duce pe termen lung la dezvoltarea României economică, socială, ca democrație și mai ales la împlinirea potențialului tuturor copiilor noștri, indiferent de istoricul lor economic și social. Astăzi ne uităm puțin din acest unghi de împlinire de potențial, ca să înțelegem ce am putea să facem la clasă ca să contribuim la asta. Și mă bucur să vă prezint pe invitata noastră de astăzi, Vasilica Bob. Vasi este Chief Product Officer la 123 Contact, la 123 Form Builder, îmi cer scuze, știam numele vechi. Companie pornită din Timișoara, despre care vă va povesti ea mai multe. În ultimii 17 ani a condus mai multe echipe de produs și produse de succes și vorbește absolut minunat de dezvoltarea de produse. În ultimele conversații telefonice despre sesiune, m-am despărțit cu greu de conversațiile noastre telefonice. Vasi, da.
Mă bucur mult, Elena, că sunt aici. Cred că e, de fapt, pentru prima oară când ne și vedem. Întâlnirile telefonice sunt acum virtuale. Așa este. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Să explic puțin privitorilor noștri de ce privesc către două ecrane, pentru că am acest setup foarte futurist, așa, în care niște lucruri le am pe un ecran, alte lucruri le am către cameră pe un alt ecran. Vasi, hai să pornim mai întâi, îți propuneam și data trecută când vorbeam la telefon, hai să pornim puțin cu cine și ce este 1-2-3 Form Builder și despre, mă rog, poate și care este povestea din spatele numelui englezesc. Și apoi ne povestești puțin și despre tine. Sigur. 1-2-3 Form Builder, fostul 1-2-3 Contact Form, de care și menționai, face ce spune numele. Practic ajutăm utilizatorii să colecteze și să proceseze date într-un mod sigur cu ajutorul formularilor online. Cum menționai și tu, compania este fondată în România, mai exact în Timișoara, în anul 2008. Într-o cameră de cămin, cum la noi Silicon Valley nu are garaje, într-o cameră de cămin unde actualul CEO, Florin Corneanu, împreună cu prietenul și colegul lui, dezvoltau site-ul web, ca orice student la poli, iar ca orice bărbat care ne ajută să automatizăm procese, ei fiind nevoiți să dezvolte de la zero mereu și mereu formulare de contact, s-au gândit, hai să automatizăm și procesul ăsta. Iată, așa a apărut și mașina de spălat și mixerul și așa mai departe. Și așa a apărut și 1-2-3 Contact Form la ora respectivă. Unde suntem azi ca și companie? 70 de angajați din toată România. Pandemia ne-a ajutat să explorăm și partea asta remote și suntem împrăștiați în toate colțurile țării, cu venituri anuale de peste 6 milioane de dolari și peste 4 milioane de utilizatori din toată lumea. Este un business global. În 2008 nu asta a fost neapărat viziunea. Nu cred că și-a imaginat nimeni că undeva 14 ani mai târziu produsul va fi așa, dar cu siguranță acum avem vise și mai mari. Mulțumesc mult, Fasi. Știi că spuneam că unul dintre motivele și pentru care ne-am dorit foarte mult să vorbim este că, pe lângă faptul că noi suntem fani 1-2-3 Form Builder și utilizatori de foarte multă vreme, este și că există această imagine și această mitologie a faptului că produsele globale sunt dezvoltate numai în anumite locuri sau numai prin anumite procese sau, știi, numai la Silicon Valley, nu poți să ajungi la 4 milioane de utilizatori dacă ești o companie cu un produs care pornește din Timișoara. Nu, așa ceva nu e. Și încercam să adresăm puțin această mitologie, că nu mai este chiar așa. 17 ani de dezvoltare de produse, zici. Sună impresionant. Zi-ne puțin, cum ai ajuns să faci ceea ce faci acum? Și pe urmă vorbim și exact ce faci, că asta va trebui să explicăm puțin. Cred că fără să realizez la momentul respectiv primii pași în direcția carierei mele, a fost momentul în care am ales liceu. Am absolvit liceul economic din Oradea. Fiind un liceu de profil tehnologic, am intrat în contact cu discipline de care nu auzisem și nici măcar nu realizasem la momentul în care am aplicat în direcția asta despre așa ceva. Una dintre disciplinele care pe mine m-au fascinat atunci în perioada liceului a fost merceologia. Mi se părea ceva extraordinar să aflu că, spre exemplu, un traseu într-un supermarket e gândit de cineva și că obiectivul lor nu e să cumpărăm noi pâine și lapte, ci e să cumpărăm niște produse de impuls. Mai departe, tot în direcția asta, am căutat să merg la o facultate care să mă ajute să înțeleg mai mult despre comportamentul consumatorului. Cred că la ora respectivă, în anii 2000, în România, noi nici nu eram expuși la industria asta, la modul în care era în lume, dar marketingul digital era ceva foarte exotic.
Așa că m-am dus în direcția asta și acum mi se pare la modul extrem de distractiv cum noi învățam prin 2008 despre istoria Google în niște cursuri de management, marketing și master. Dar așa au fost primii pași în direcția asta, iar în timpul facultății am zis hai să mai explorez, hai să încerc un pic să văd ce ar putea însemna un job. Și ce am căutat? Am căutat un job part-time, ce puteai să lucrezi la ora respectivă și fără să realizez din nou, am aterizat într-o companie în Oradea care la momentul respectiv făcea produse și site-uri web. N-aveam nici cea mai mică idee despre ce înseamnă să faci produse și am început să aplic ceea ce știam. Să mă organizez în jurul unui proiect, să scriem documentație, iar spațiul fiind extrem de mic, eram nevoit să stăm împreună cu programatorii. Așa că auzeam tot felul de cuvinte din astea foarte interesante. La un moment dat, țin minte că întrebam pe colegi ce înseamnă Ajax. Singura mea expunere cu Ajax era o soluție de curățat. Și ei mă tot trimiteau la Google de fiecare dată să mai caut ceva. Așa că am ajuns să exersez partea asta de project management, iar expunerea la tehnologie, la dezvoltare de produse, m-a forțat să aplic ceea ce începusem să învăț, digital marketing. Așa că prin 2009 aveam așa în brațe niște idei despre ce mai puteam noi face și ce mai putea dezvolta în afară de site-uri. Și țin minte și acum când ne-am adunat așa mai mulți oameni și am zis, hai să venim noi cu idei. Ia ziceți voi, ce am mai putea noi face? Păi hai să facem și din asta, și din asta. Și așa am ajuns să facem produs, pornind ca și bază din partea de marketing, project management și mulți ani neștiind că noi facem practic product management și product developing. O să ies off script. pentru că ceva ce ai spus m-a făcut să mă gândesc apropo de cum începe drumul ăsta de produse. Spuneai că și în cazul 1-2-3-4 Builder și în cazul tău în diferite contexte în care te-ai aflat, una dintre întrebările care apăreau este ce am mai putea noi face în afară de dezvoltare de site-uri. Exact. Te poți gândi puțin, Telda, de ce apărea această întrebare? Adică de ce simțeați nevoia să faceți și altceva decât site? Că totuși, făcutul de site-uri, chiar că și atunci, adică cu siguranță atunci mai mult decât acum, dar și în continuare acum, este un lucru care produce destul de multă și prosperitate, să zicem, și... Corect. De ce apărea această întrebare? Ce am mai putea face noi altceva decât site-uri? Cred că adică în momentul în care noi interacționam cu clienții, ne era extrem de dificil. Nu aveam disciplina asta să interacționăm cu un client, să înțelegem foarte bine ce vrea el. În momentul în care noi făceam site-uri web, se trecea de la pagina URI la online și trebuia să explici cuiva ce facem noi aici, cât durează, cât costă. Era extrem de greu pe piața din România să ajungi să explici o poveste suficient de complicat, dar și simplu, ca să aibă valoare pentru persoana care urma să cumpere. Noi fiind aproape 100% în zona de tehnologie și prea puțin dintre cei care lucrau în site-uri web nu aveau legătură cu tehnologia, lor le era extrem de dificil, însă extrem de simplu să inventeze ceva, să scrie cod care să facă ceva. Și, spre exemplu, așa o mână de cod care s-a scris așa la o glumă a fost un color picker. Asta fiind ceea ce știm noi astăzi, pipeta care ia culoare dintr-o parte și o pune undeva. La ora respectivă, forumurile astea de ingineri, programatori, erau foarte interesate de mici automatizări. Și au început să existe niște piețe din astea unde își vindeau unii altora, așa cum spuneam și mai devreme, ceea ce a făcut și colegul și CEO-ul meu astăzi, recreau anumite componente care să-i ajute să lucreze mai rapid.
Și de aici ideea, hey, uite, cineva mi-a cumpărat componenta asta cu $5. Ia să ne gândim noi cum ar fi să o vindem și să scădem nivelul de interacțiune de care era nevoie de fiecare dată când vindeai un website cu un client. Cam asta a fost logica noastră, să fugim de interacțiunea fizică și să rămânem închiși online într-un apartament. Dar da, de aici ne-am gândit noi, hei, uite, dacă am putut să rezolv problema asta, cum aș putea să o rezolv mai multor oameni în același timp? Doamne, ce-mi place că ai spus exact lucrul pe care îl urmăream, de fapt, și de drept. Ce înseamnă să identifici o problemă, să rezolvi o problemă a cuiva, chiar dacă la început e o problemă a mai puținor oameni, ca pe urmă să te gândești, ok, cu siguranță această problemă este împărtășită de mai mulți oameni. Hai să vedem cum o ducem la mai mulți. Dar, în esență, mi se pare că ăsta e diferența de mindset, de privire. E privirea de la a face ceva, hai să facem un site, către a văd o groază de probleme ale unor programatori în jurul meu. Cum să facem să le rezolvăm aceste probleme? Gândindu-te tu la acest rol al tău, nu știu, hai mai întâi să deschidem puțin rolul. Ce este product? Ce este product development, product management? Ce înseamnă? Despre ce vorbim când vorbim despre product, Vasi? De obicei, când vorbim despre dezvoltarea de produse și management de produse, pe un slide apare așa, apar trei cercuri care la un moment dat se interpun. Și e o reprezentare foarte interesantă. Fiecare cerc reprezintă ceva: business, tehnologie și partea de UX sau experiența utilizatorului. Iar dezvoltarea de produs sau product management apare undeva în mijloc. Asta presupune că e o intersecție și vorbește în esență despre rezolvarea problemelor, dar cu perspectiva asta, perspectiva de business, perspectiva de utilizator și perspectiva asta despre care spuneam, de tehnologie. Deci le implică pe toate trei. Asta nu înseamnă că product managerul trebuie să fie expert în toate, ci e persoana care aduce împreună aceste discipline. Și în esență este despre rezolvarea de probleme cu obiectivele astea, prin tehnologie, cu utilizatorul în minte, dar având niște obiective de business, pentru că, în final, toată lumea vrea să facă bani. Și noi credem că prosperitatea este absolut esențială. Când nu ai o situație prosperă, este foarte imposibil. Adică e foarte greu să te gândești la orice alte lucruri din jurul tău. Gândindu-te tu la rolul pe care l-ai acum și pe care l-ai tot explorat în ultimii 17 ani, nu știu, ce competențe simți că te ajută în acest moment cel mai bine să faci ce faci? Rolul acesta de product manager a apărut abia acum 20 de ani și nu în România, evident, deși l-am văzut și a existat sub o formă sau alta de sute de ani. Se învârte în jurul ideii de project management, de aici și apare. Asta este și motivul pentru care încă multe companii din lume, nu doar din România, diferă ca și definiție rolul ăsta în funcție de industrie, de nevoie, dar, așa cum am spus, această persoană se află la o intersecție și la intersecția dintre a identifica nevoia unui consumator, iar la o scară mai mare a defini niște obiective de business pe care produsul pe care urmează să-l dezvolte le va avea, dar toate astea sunt articulate în jurul a ceea ce înseamnă succes. Și totodată această persoană va defini ce înseamnă succesul. Succesul în rezolvarea unei probleme, dar va aduce împreună problema în fața unei echipe, noi spunem echipă cross-funcțională, aici a implicat parte de engineering, design, data, marketing. Scopul este să duci viziunea asta în realitate, pornind de la o problemă care există. Competențe și abilități, cred că ce s-a dezvoltat și unde ne învârtim acum și încercăm să definim, e mai degrabă un rol de facilitator și un ambasador al clientului.
sau mai degrabă a problemei. Cred că aici e și dificultatea de cele mai multe ori, pentru că vedem competențe alese în ce înseamnă project management, organizare, definire de procese, documentație și așa mai departe. Dar în esență, toate astea sunt folositoare, dar nu te ajută dacă nu te uiți la client și la problemă. Și aici putem să mai dezvoltăm mult în direcția asta de probleme. Asta e și un challenge pe care îl avem și acum la angajare. Aveam pe cineva în interviu care m-a ajutat și la final de interviu, de obicei, concluzia era sare foarte repede în solution finding. De fiecare dată, competiția cumva ne dori neapărat să faci treaba asta, este să vii cu cea mai bună idee, ideea aia de succes, ca să te asiguri că asta înseamnă un project manager de succes, da, că a venit cu o idee de succes. Da, eu îi spun o toleranță mică la ideea că s-ar putea să nu ai un răspuns imediat sau că răspunsul tău s-ar putea să nu fie corect de prima oară. Există adică simțim această nevoie, nu? Nevoia de a avea un singur răspuns corect, în primul rând, care mă întreb de unde vine. Deci nevoia de a avea un singur răspuns corect și nevoia de a-l găsi foarte repede. Avem foarte puțină răbdare pentru ce spuneai tu mai devreme, pentru explorare. Dar rolul ăsta este mai degrabă de explorare, nu? E de oameni care ascultă mai mult decât se gândesc la soluții și ascultă și activ și observă activ. Povesteam cu colegii mei din echipa actuală, când am ajuns la 1-2-3, echipa actuală era formată din product owner. Și o să mai auziți definirea asta. Așa că ne-am așezat la masă și am început să desenăm. În ultimii ani a fost foarte bine articulat procesul de dezvoltare a unui produs, cu tot felul de framework-uri care să te ajute și procese care să te ajute să scoți din producție cât mai repede ceva. Deci accentul fiind foarte mult pe zona de dezvoltare, implementare și foarte puțin pe zona de explorare. În ultimii 7 ani, cam așa, au apărut tot felul de alte tipologii de procese care au definit ceea ce înseamnă explorarea, definirea problemei și noi zicem, avem procesul de delivery și procesul de discovery. Discovery sau descoperirea se întâmplă mereu înainte de delivery, pentru că am învățat și noi ca și alții că e mai ieftin să stai în descoperire ca să implementezi ceva de succes. Așa că rolul acesta de product manager vine cu mult timp petrecut în ce înseamnă discovery. Deși îi văd și pe colegii mei de multe ori epuizați de acest delivery, hai să livrăm, accentul pe care îl pun și pe care se pune în momentul de față este zona de discovery. Descoperirea problemei, stat aproape cu clienții, testat, validat, redescoperit, reîntrebat. Așa că, da, aici stăm cel mai mult. Ok, și dacă ar fi să ne gândim la niște competențe care să zicem că sunt translatabile și în zona de școală, mă gândesc la ce? La comunicare, la să asculți, la să... Această zonă de asumție întotdeauna, la să nu crezi că deții răspunsul, ci să asculți activ ce chiar îți răspunde clientul sau colegii din tehnic sau... Adică să nu presupui că ai înțeles și că de fapt știi despre ce este. E o dificultate, pentru că cumva validăm sau ne invalidăm cunoștințele. Un project manager se presupune așa din exterior că are toate ideile. Adică de ce trebuie să mergi să vorbești cu cineva? Că trebuie să știi de undeva. Și atunci și pentru cei din rolul acesta este dificil să stea într-un proces de ascultare. Și exercițiile pe care noi le facem sunt cele de interviu cu clienți, cu clienții noștri adevărați, pe care îi întrebăm de ce ai cumpărat produsul, când l-ai cumpărat, când a apărut nevoia. Și a fost extrem de dificil la început să stai 40-45 de minute cu un client și să-l lași pe el să vorbească, să-l asculți
și să completezi zonele de necunoaștere cu răspunsuri de la el, care de cele mai multe ori nu ne satisfăceau, pentru că idealizam cumva clientul și problema lui erau întotdeauna mărețe. Și ajungi să vorbești cu poate chiar un profesor, spre exemplu avem profesori care vând cursuri și folosesc formularele online și el ne explică exact procesul lui. Uite, eu am 30 de locuri la un workshop și vreau să fac asta și uite ce dificultăți am avut și nu mi-au venit oamenii, n-au plătit, eu am nevoie de X. Și tu te gândești, măi, dar nu făceam noi acest produs măreț care trebuia să rezolve probleme mondiale? Stau eu aici cu omul ăsta. Da, dificultatea este să stai în fața unui client și să asculți fără să presupui și să dezvolți ceea ce rezolvă cu adevărat o problemă. Și hai să explorăm puțin zona asta. Care e provocarea în continuare, cea mai mare pe care simți că o aveți când vine vorba, nu știu, de induction, de pregătirea colegilor voștri noi în angajare pentru zona asta de produs? La ce competențe continuați să lucrați, mai ales foarte intens la început și apoi în continuare pe tot parcursul carierei? Cred că o să vorbim tot despre același lucru la infinit. Tendința în general este să avem succes, așa cum am spus, cât de repede și în induction să evităm pe cât posibil eșecul. Și lucrul ăsta ne-a dus și pe mine și pe colegii mei de cele mai multe ori în direcția în care vrem să ne asigurăm că soluția cu care venim e una de succes și ajungem să copiem produse. De ce să riscăm să dezvoltăm ceva ce nu o să meargă? De obicei te uiți la un posibil competitor pe care îl idealizezi și te uiți acolo, ok, să vedem ce face competitorul X, pentru că competențe în zona tehnică avem, cum să nu avem? Uite, avem 4 echipe de engineering. Așa că nu e foarte greu să definești ceva ce există pe piață. În schimb, dificultatea este să le putem explica și ca ei să accepte ideea de eșec. Așa că noi o explorăm în framework-ul acesta de discovery, unde venim cu niște idei, ideile nu sunt rele, de ce nu, hai să explorăm idei, dar le testăm cu clienți. Și atunci ne vedem așa un entuziasm la început, uite câte idei avem, le punem pe un tapet, le prototipăm, avem niște design-uri foarte drăguțe și le ducem în fața clientului și îl întrebăm, și ce vezi tu aici? Și clientul nu vede deloc ceea ce ți-ai imaginat tu, așa că explorăm în primele 3 luni acest tip de eșec prin interviuri. Este extrem de dezamăgitor pentru colegii mei la început și a fost un exercițiu destul de greu, pentru că ei considerau procesul în sine un eșec. Faptul că nu i-a dus la o soluție de succes din prima, era o depresie continuă și mi-au spus la un moment dat, eu nu mai vreau să fac chestia asta, adică pe mine mă deprimă, eu n-am venit aici să creez soluții care n-au succes. Și da, deci partea de explorare în zona asta a eșecului și măsurarea. E un lucru pe care îl facem cu foarte mare greu, să măsurăm, să mergem în zona de statistică, matematică. Iată de ce, la ce nu e bun acest media aritmetică. Cam asta, astea sunt competențele în zonele de măsurare. Venim cu media aritmetice și noi încercăm să învățăm, hai să facem și niște mediane. Și iată că ne întoarcem cumva în liceu și aflăm și noi la ce ne-au ajutat. Dar e zona de statistică, măsurare și explorarea eșecului. Astea sunt cele mai grele. Am simțit foarte mulți profesori de matematică care au avut un moment de mega entuziasm. Ha-ha, o să mă duc și o să le spun colegilor, elevilor mei, uite, la asta s-ar putea să-ți folosească zona asta de matematică. Da, e foarte greu. Nu prea suntem obișnuiți să explorăm eșecuri. Aș îndrăzni să zic că uneori și succesul este problematic, în sensul în care începem să... Pentru că îl avem, de foarte multe ori începem să avem... Luăm de-a gata. Știu că vorbeam la telefon, asta translătând puțin la școală, că în general sunt copii de 9 și de 10, asta înseamnă copii care se obișnuiesc cumva cu succesul tot timpul, ceea ce nici asta nu este foarte bine. Sunt copii pe care, pe de altă parte,
tindem, și uneori chiar și conștient, să-i ținem și sau ajung să intre într-o zonă de-asta de 5 și 6 și aici este altă zonă în care iarăși le punem o etichetă și știm deja cum vor fi. Dar știi că noi vorbeam foarte mult că este, o să-i spun, drama copilului de 7. Drama copilului de 7-8, apropo de etichetele pe care le punem, pe care cred că uneori punem cea mai multă presiune în ce facem, în sensul în care ni se pare că ar putea mai mult, dar nu vrea. Ar putea să fie mai de 10, dar uite, vrea să stea în eșec după eșec. Și știi că discutam că apropo de lucrul ăsta, să fii cumva familiar cu faptul că nu întotdeauna ți iese, este ceva ce te poate ajuta pe termen lung. La un moment dat, noi fiind în echipă cam de aceeași vârstă și majoritatea eram studenți, aflam și eu cu stupoare că colegii mei printre cei mai creativi și care căutau mereu soluția cea mai simplă, nu erau cei de 9 și de 10, erau cei de 7-8, pentru că, așa cum am spus, tendința e la cei de 9 și de 10 să fie extrem de disciplinați, organizați, ceea ce este extrem de bine. Însă pe partea creativă, fiindu-le teamă de eșec, încercau să meargă la sigur. În zona creativă am observat că oamenii care nu au această presiune funcționează bine și de obicei caută, cum spuneam, soluția cea mai simplă, cea mai ușor de implementat. Cumva noi le spuneam cutting the corners. De obicei fentau procesele să ajungă la ceea ce se dorea. Într-adevăr, pe termen lung poate avea și repercusiuni negative, spre exemplu, un cod comentat aiurea pe care cineva trebuie să vină să-l corecteze. În schimb, da, îmi place să cred și am citit destul de mult despre elevii de 7 și de 8 pentru că m-a fascinat ideea asta de unde vine creativitatea asta și impulsul de a fenta regulile și am văzut-o de cele mai multe ori de succes în situații de criză. Sunt oamenii care nu se panichează, care reușesc să vină cu soluții pentru că probabil atitudinea asta pe care o au ei merge și așa, las, hai că nu trebuie să ne stresăm, a fost încurajatoare în echipele de perfecționiști. Da, sunt avantaje și dezavantaje. Poate și pentru că, nu știu, asta e un lucru. Poate unul dintre motivele pentru care ajung să performeze mai bine în echipe ulterior creative sau în meserii din acestea autonome, cu multă autonomie sau creativitate, poate este și faptul că au mai puțină, ei își pun mai puțină presiune pe ei, adică că își dau mai multe, dar în același timp și că presiunea asta este legată de faptul că au, neavând atât de multă presiune, au mai multă libertate să exploreze ce le place. Asta apropo și de ce spuneai tu, inclusiv de drumul tău de carieră și de ce descoperi asta. Că am reținut un cuvânt, cuvântul ăsta de explorare, de ceva de acolo, de ceva de acolo, de ceva că, adică de ceva legat că, de faptul că drumurile astea de carieră nu mai sunt așa liniare. Da. Dacă asta este ceea ce faci, matematică, informatică sau limbi străine și pe urmă asta este ceea ce se întâmplă și pe urmă asta este ceea ce se întâmplă. Adică mi se pare că tehnologia și faptul că fiecare lucru pe care îl facem, de la, nu știu, a fi electrician, bine, asta este destul de evident, dar să zicem, de la a fi și agricultor în acest moment, până la a fi product developer sau inventator, fiecare lucru pe care îl facem este din ce în ce mai legat de tehnologie. Adică nu mai poți să mai scoți discuția despre tehnologie afară din asta. Și atunci faptul că ai explorat multe lucruri, că poate știi și puțin despre ce înseamnă mediană de la matematică și puțin desen și puțin, pare că este mult mai de ajutor decât nișarea asta foarte profundă pe un singur lucru. Cu siguranță rolul acesta de product management și dezvoltare de produs e nevoie să știi cât mai mult din cât mai multe domenii, să fii suficient de confortabil să te expui și tehnologiei. Noi cred că ca și generație am tranzitat așa o perioadă de
fără tehnologie, către tehnologie, suntem niște nomazi ai tehnologiei și ne-a forțat cumva împrejurarea. Eu personal sunt și generația care a vorbit la telefonul public cu fisă sau cu cartelă și am învățat și ce înseamnă dial-up și uite acum la ce viteze se dezvoltă lucrurile. Într-adevăr, explorarea cât mai multor domenii și experimentarea mai degrabă ajută extrem de mult. Aducerea împreună a cunoștințelor pe care le ai, pentru că în zona asta ajungi să fii nevoit să înveți tot felul de tehnologii, denumiri, dar și să ajungi să scrii un text pentru un website care trebuie să fie într-un anume fel să vorbească utilizatorului, dar să vorbească și pentru Google, să gândești de la nevoie până la punerea ei pe un raft și vânzarea către un utilizator, un project, un product manager, până la urmă ajută chiar echipa de marketing să înțeleagă ce beneficii are clientul de pe urma rezolvării problemei, iar contextul ăsta problemă-beneficiu te scoate cumva din confortul ideii hai să mai dezvoltăm un produs sau un feature. Da? Ce mai știe să facă produsul nostru? Pentru că nu este despre asta, e întotdeauna ideea asta de la ce am pornit și unde vreau să ajung și cum îl ajut pe client. Și, într-adevăr, în continuare exersăm mult aici, când noi nu mergem la magazin să ne cumpărăm o bormașină pentru că suntem pasionați de bormașine, ci pentru că probabil vrem să ne punem un tablou pe perete. Și înțelegerea contextului, problemei și ceea ce vrea să obțină utilizatorul, asta e partea foarte interesantă și aduce împreună multe discipline. Cred că și ăsta e motivul pentru care e greu astăzi să pui punctul pe ei. Uite, dacă faci aceste trei discipline, o să fii un product manager bun. Și explorarea asta și mereu un spirit de curiozitate și spuneam, povesteam cu colegii mei, unii dintre ei fiind foarte nemulțumiți de faptul că lucrurile se schimbă extrem de des. Și am zis, măi, să fii în zona asta de product manager, trebuie să accepți că ai un soi de instabilitate, așa, cum spuneam, o intersecție de discipline care te aduc într-un loc, noi spunem, the messy middle. Ești în mijlocul unui proces de creație care nu e bine definit, care la sfârșit o să iasă ceva ce nu va fi 100% asumție, ci poate 40% asumție și îți dorești succes. Dar, da. Da. Explorare. Ca să traduc, cum să spun, ca să încerc să traduc și niște competențe cu care poate dintre ascultătorii și profesorii noștri să mai familiarizați, deci trebuie să poți să înveți, să poți să înveți singur, autonom, da? Să poți să te duci, să-ți direcționezi atenția și capacitatea de învățare, obiectivă de învățare către un anumit subiect de momentul respectiv. Trebuie, pe de altă parte, să ai un confort transdisciplinar, ca să spun așa. Adică un confort în care să poți să te miști cu, care vine de obicei și din curiozitate, în care să poți să te miști cu ușurință între subiecte care, na, sunt necesare pentru ceea ce faci tu acolo. Și văd că, adică discutăm și de chestii cognitive, de asta, de să știi niște lucruri, da, să poți să înveți în continuare niște lucruri, dar vine și de, adică vine la pachet și cu capacitatea de a administra emoțiile legate de confuzia generalizată și mai ales de faptul că totul se mișcă foarte repede în, nu știu, ceea ce numim noi în acest moment carierele moderne. Totul se mișcă foarte repede. Felul în care munceam acum 10 ani nu are niciun fel de legătură cu felul în care muncim acum, a se vedea după pandemie, sau cu felul în care m-am muncit după 5 ani sau peste 10 ani. Adică trebuie să fii foarte confortabil cu un mic haos din jurul tău și să accepți că, și mai ales să ai încredere că poți să-l stăpânești, atenție, că you can ride it, spune englezul, că poți să-l călărești, că poți să-l administrezi. Da, da. Tot din această, de obicei venim din școală învățați că trebuie să existe un proces. Și sunt multe citate aici, dacă nu ai un proces pe care îl poți explica, nu prea știi ce faci. Și într-adevăr și procesul ăsta de descoperit problemele are niște pași.
care de cele mai multe ori sunt inconfortabili pentru noi ca și adulți, pentru că nu am fost educați în direcția asta. Trecem prin niște procese de explorat idei, spre exemplu, hai să scriem tot ce facem bine și noi ca și popor, așa, avem o natură, hai să nu ne lăudăm, adică de ce trebuie să trec prin asta? Pentru că trebuie să conștientizez ce e bine, ce am făcut bine, hai să vedem ce nu facem atât de bine. Apoi transformarea problemei în cum aș putea să o fac mai bine și la un moment dat în procesul ăsta mă oprește un PM și îmi zice, product manager, auzi, zice, eu nu mai înțeleg ce fac aici. Care e scopul? Și noi mereu avem vorba asta. Trust the process. Acceptă că există niște pași care îți pot părea foarte confuzi. Care e scopul lor? Pentru că în final o să ajungi să explorezi idei. Iar partea asta de explorat idei împreună și acceptat faptul că nu există o singură soluție, ci vii pentru o problemă cu N soluții și suntem împreună poate 8 oameni din zone de disciplină extrem de diferite, cu perspective diferite asupra problemei și le aducem împreună. Iar explorarea asta a fost extrem de grea. E sfâșietor pentru cineva să afle că nu te trezești dimineața cu o idee genială, ci există un proces pentru a ajunge la ideea genială. Doi ani de pandemie și încă mai fac această greșeală de începători. Și tot, și totul unite cumva de această experiență care poate să fie destul de provocatoare și anume experiența de lucru colaborativ, de lucru în echipe, în care este clar sau ar trebui să fie clar că nu o singură persoană, un singur rol deține adevărul absolut, ci că adevărul absolut se obține practic din inteligența colectivă a tuturor care participă în experiența respectivă, în echipa respectivă. Nu știu, care sunt provocările pe care le simțiți voi când vine vorba de lucru în echipă cu care vă confruntați încă? Una dintre cele mai mari probleme e neîncrederea. Nu avem încredere că persoana din departamentul X știe suficient cât să poată să emită o idee. Așa că mereu e o provocare să accepți că e suficient cât știi în momentul respectiv să poți să ai o opinie și opinia ta împreună cu alte opinii pot crea o soluție. E un challenge, mereu zicem ceva de genul, ok, cu câți clienți ai vorbit? Cu 5? Să zicem, totuși, hai să nu ne luăm după ăștia 5, să ne luăm după ăștia care ne plac nouă. Și mereu întreb, dar când e suficient? Când considerați voi că e suficient cât știu ca să pot să validez cunoașterea asta? E un challenge, munca în echipă, de obicei stăm așa, noi le zicem în packs, stăm în haitele noastre unde ne place și suntem confortabil și venim greu discipline diferite împreună. Cei care au trecut prin procesele astea de explorare din discipline diferite sunt fascinați la sfârșit să vadă că împreună au reușit să creeze ceva. Mereu, cum spuneam, ne place să stăm așa izolat și să iasă ceva afară, ceva genial, la care participăm ca și grup, spunem mereu noi, dar am lucrat fiecare ca la bandă, știu, unul a făcut talpa, unul a făcut așa, dar partea asta de lucrat în echipă e interesantă. Asta mai discutam și noi și în alte discuții de ale noastre despre product development, că mitologia asta, pornită prin anii 80 și trebuie să recunoaștem și destul de hrănită de diferite activități de marketing ale unor companii globale de tehnologie, dar există mitologia asta al inventatorului și ownerului unic, da? Tesla e asociat doar cu Elon Musk, nu știu, Apple e asociat doar cu Steve Jobs, nimeni nu înțelege că de fapt și de drept sunt niște diade acolo și că de fapt și de drept nu că sunt diade, dar că sunt niște echipe uriașe care fac ca acele lucruri să se întâmple ca un singur om să poată să fie mai departe. Dar că noi încă trăim în povești și mitologii în care avem nevoie ca un singur om să fie prințul, prințesa, eroul principal al poveștii. Ne este foarte greu să avem povești cu erou colectiv,
în care de fapt și de drept nu știi de fapt cine a avut acea idee. Că cineva a spus un lucru și altcineva a construit peste el și altcineva i-a dat o formă și nimeni sau toată, nimeni și în același timp toată lumea a avut respectiva idee. Și e foarte greu de acceptat și inclusiv de înțeles, ok, și cum ajungem să ajungem la asta. Da. E un lucru pe care îl spuneam când facem noi și product development, dar și când am mai făcut alte proiecte cu elevii. Unul dintre feedback-ul cel mai interesant pe care l-am primit la un moment dat de la un adolescent după o experiență din asta de lucru în echipă a fost: am învățat cum să lucrez cu oameni care nu-mi plac. Și la început, primul gând a fost evident să râd și să iau respectiva propoziție ca pe ceva ce o spune un adolescent. Dar pe un moment dat seama care era adevărul din spate, apropo de ce spuneai tu asta, de faptul că suntem obișnuiți cu haitele noastre, de faptul că este foarte dificil să ne conectăm la lucru în echipă atunci când nu suntem foarte confortabil cu oamenii cu care lucrăm, unde pe de altă parte confortul ăsta cu oamenii cu care lucrăm s-ar putea să fie lucru care ne împiedică să scoatem, nu știu, idei bune, produse bune sau să venim cu soluții bune pentru problemele pe care le găsim. Poate nici măcar să nu găsim toate problemele, de fapt și de drept, pentru că toți privim din aceeași lupă, din aceeași perspectivă. Discuția despre adolescenți mă duce la proprii tăi copii. Nu sunt încă adolescenți. Sunt încă adolescenți? S-a întrerupt un pic la mine. Nu se face greș. Prins întrebarea. Deci spuneam că discuția despre adolescenți mă duce la proprii tăi copii, care nu sunt încă adolescenți. Nu. Am o fetiță de 8 ani și un băiețel de aproape 4. Eu le zic că la vârsta pe care o au ei, noi nu eram atât de tenace, sunt un fel de adolescenți. Sunt soi de preadolescenți, așa? Și exprimă foarte bine emoțiile. Da, cumva, na, vorbeam despre asta și vorbeam cum, și din perspectiva propriului meu drum pe această cale, dar și pentru că na, noi ne gândim foarte mult la profesorii cu care lucrăm dintr-o perspectivă, din lipsa unui cuvânt mai bun, holistică. Da? De, nu sunt doar profesori și probabil că așa vă gândiți și voi la echipele voastre. Nu sunt doar profesori care se duc la școală și lucrează mai departe cu elevi, ci și ei la rândul lor sunt mame, sunt tați, sunt oameni care coordonează, nu știu, foarte multe constrângeri sociale, foarte multe cerințe sociale de la părinți, de la societate, de la școală, de la media, de la na, organigrama în care se află. Știu că și multe dintre colegii care ne ascultă și colegile care ne ascultă pot empatiza cu presiunea asta, ce înseamnă să investești în dezvoltarea ta profesională și să ai o carieră în același timp în care încerci să ai și, nu știu, să răspunzi la toate cerințele sociale și să ai și o familie funcțională în spate. Cu siguranță începeți să aveți discuții la 8 ani, 4 ani despre, nu știu, învățare, despre, nu știu, ce e important, ce nu e important, cum navigăm această poveste de învățare, de explorare. Și tu ce îi sfătuiești să facă în ceea ce privește zona asta de explorare și explorare de eșec? Major l-am avut când fetița mea a intrat în prevăzătoare și frau, cum îi spune ea, mi-a spus că fetița mea e perfecționistă la modul că jurupea singură foaia din caiet cum i-a ieșit linia numărul 3. Și a fost extrem de dificil pentru ea să accepte că la școală mergem să învățăm, nu să expunem ceea ce deja știm. Și am tot încercat să înțeleg de unde dorința asta de perfecțiune și am citit niște articole în care se spunea că un părinte care, pe care copilul îl vede că îi reușește, că poate să facă foarte ușor lucrurile, devine cumva așa un obiectiv din ăsta pentru el însăși ca și copil să fie perfect. Și explorăm mult eșecul, faptul că participarea la un concurs nu înseamnă neapărat câștigul și că nu e asta scopul, ce învățăm, experimentăm, explorăm. Asta e sfatul meu pentru ea, pentru că băiețelul meu încă explorează să stea în viață, pentru salturile lui
sunt dintr-o altă sferă pe care încă nu pot controla. Acolo vorbim încă despre lumi paralele. Dar, în schimb, în școală asta învățăm. Imperfecțiunea e normală, învățarea e un proces. Și încercăm mereu să contextualizăm. Ea mereu mă întreabă, la ce mă ajută pe mine asta? La ce o să mă ajute? Avem o problemă cu limba română. Cred că e trauma copiilor din pregătitoare că trebuie să facă liniuțele și mă întreba ea la un moment dat. Da. Eu pot să scriu deja, de ce e necesar să scriu și frumos? Nu suntem la nivelul ăla. Dar întotdeauna este un context. Și încercăm să punem într-un context. Cred că asta e un lucru pe care mi-ar fi plăcut să-l explorez mai mult și în liceu, fiind și un liceu tehnologic, ne-am avut de-a face cu niște discipline extrem de aplicate, de bine aplicate, dar îmi amintesc și acum ora de informatică, unde am învățat despre baze de date. Și nu eram sigură de ce am învățat asta și la ce folosește. Așa că mereu încerc să contextualizez învățarea, și procesul. Este un proces și că și noi, ca și adulți, învățăm. A fost foarte interesant și noi am avut de curând un proiect cu un client care ne-a forțat pe toți să învățăm niște tehnologii noi. Și da, e un proces. Dacă ar fi, nu știu, să recomanzi profesorilor de informatică și TIC, că tot ai deschis această discuție despre bazele de date și despre contextualizarea informațiilor, să facă ceva, nu știu, să facă ceva, altcumva, sau dintr-o altă perspectivă, la orele lor. Nu știu, ce ai recomanda? Nu știu, hai să pornim de la ce ai fi vrut tu să ți se întâmple ție altfel, sau ce te-ar fi ajutat foarte mult să se întâmple altfel? Cu siguranță contextul, adică care e până la urmă problema, ce pot eu să rezolv, unde ar putea fi folosită linia mea de cod. Și cred că e un exercițiu bun și pentru ei ca și elevi să vadă că ceea ce fac ei are un scop, e important. Ar putea fi important pentru cineva. Evident că în liceu, așa cum mă amintesc și la contabilitate, noi încă făceam contabilitatea pe hârtie. Practic înveți niște baze și cu siguranță ceea ce ajungeam noi să scriem pe hârtie e acum un buton. De asta cumva e diferența asta foarte mare și între ce anume învățăm noi și cum se contextualizează, dar într-adevăr e nevoie de un context mai larg, să văd că particip, să simt, să am sentimentul ăsta de a participa la rezolvarea unei probleme și, evident, un exemplu, să ai un exemplu în minte. Uite, când fac lucrul ăsta, el o să ajute la X. Pentru că chiar și pentru programatori, stând foarte mult într-o zonă de abstractizare, de scris cod, le e dificil să vadă în funcție ceea ce fac ei și cum ajută. Ăsta e și motivul pentru care noi, spre exemplu, avem la fiecare sfârșit de trimestru un demo în care noi, ca și product manager, venim și le arătăm, uite, 5 clienți care au avut succes cu ce ai codat tu aici, uite cum ne-a ajutat, la ce numere am ajuns. Cu toții avem nevoie de contextul ăsta și să vedem că participăm la ceva din nou de succes și care are o însemnătate. Mulțumesc foarte mult, Vasilica. Da, meaning-ul, contextul, de ce facem și uite unde am ajuns, mi se pare că sunt absolut importante și le mulțumesc foarte mult că le-ai spus și că ai fost astăzi alături de noi. Ne apropiem de final și o să îndrăznesc să repornesc prezentarea noastră ca să organizăm puțin lucrurile pe care le-am discutat astăzi. Ok. Căci
Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați ascultat și ați început să reflectați la aceste lucruri pe care le-am discutat astăzi împreună cu Vasi, care îi mulțumesc mult pentru conversația foarte onestă. Nu uitați că puteți să ne trimiteți reflecțiile voastre după fiecare sesiune prin Padlet-ul festivalului pentru aceia care deja au reușit să-l deschidă. Tot acolo veți găsi și provocarea Am învățat a festivalului. Urcați în Padlet o fotografie cu un cuvânt care rezumă ce ați învățat până acum la festival. Puteți să-l trimiteți oricând pe parcursul zilei sau la sfârșitul zilei. Dacă vreți să explorați mai mult metoda de dezvoltare de produse creată de noi, care încearcă să crească în elevii noștri niște competențe care să completeze ceea ce deja faceți dumneavoastră la informatică și TIC, urmează imediat după pauză. Colega mea Adela, care vă așteaptă într-o sesiune cu colegii profesori care au implementat această metodă și vă va povesti și despre cursul de dezvoltare de produse la care vă vom aștepta din această toamnă. Nu ratați nici următoarele momente din festival, suntem abia la început. Astăzi avem multe idei la clasă despre product development, despre Scratch pentru toate vârstele, despre activități extracurriculare, despre lucru cu microbit de la profesori din România și din alte țări. Cu mine o să vă revedeți mâine, marți, la sesiunea de predare dialogică, la care vă aștept cu drag împreună cu Elena Ungureanu, profesor asociat la Facultatea de Științele Educației de la Universitatea din București. Și chiar dacă terminăm puțin mai devreme, există un motiv pentru asta, urmează o pauză scurtă de ecran de 15 minute pe care vă invităm cu foarte mare drag să o luați. Vă mulțumesc mult! O zi de învățare senzațională să aveți în continuare!